pentru că și în luna ianuarie, în afară de turneul Stay Focus, dedicat adulților, iubitorilor de tenis, ai organizat și turneul pentru copii și continui cu un astfel de turneu pentru copii. Când va fi organizat, cum se numește și ce așteptări ai, când se pot înscrie, când încep listele de înscrieri sau când ai startul? Da. Da, deci după turneul San Marco și Serving din luna ianuarie, chiar am avut, ca de obicei, feedback pozitive, dar și pagina oficială Tenis 10 ne-a postat și ne-a lăudat, să zic așa, pe social media. Vom organiza acest turneu din februarie pe 24. Se va numi Belle Claire for Kids Tennis Challenge. Belle Claire ne îndulcește evenimentele de fiecare dată când participă și sunt prezenți alături de noi la turnee. Copiii sunt înnebuniți după dulciuri, deci vă dați seama. Da. De asemenea, vor avea players party, să zic, ca la adulți. Se numește mai degrabă ora copiilor, când da, o să aibă parte de animatori profesioniști care vor întreține atmosfera. Și bineînțeles, după ceremoniile de premiere, vor avea pizza și dulciuri. Deci cred că se vor bucura. Cu siguranță. Da, turneul trecut am avut 44 de jucători după retrageri, că se întâmplă să mai fie bolnav și să retragă în ultimul moment. Da, asta este... Și nici nu am putut să acceptăm alți jucători în ziua turneului, deoarece având noua categorie galben, da, știți că v-am spus data trecută, da, acea categorie necesită mai mult timp pentru jucători, se joacă game-uri mai multe și e greu să reorganizăm în ziua turneului toate tablourile, dar ne așteptăm la un număr, spun eu, mare, peste 40 de copii din nou. Astăzi se deschid înscrierile pe site-ul oficial Tenis 10. Acum s-a nimerit să spunem despre Game Set Library în ziua în care se închid înscrierile. Acum vorbim despre Belle Claire for Kids Tennis Challenge, când se deschid înscrierile. Am avut ocazia să vorbim despre ambele în același timp. Și vârsta limită? Tot 14-15? Da. 14-15 ani și vârsta minimă 4 ani, zic eu. Am avut jucători de 4 ani, da, pe terenurile mici. La categoria roșu sunt destul de fanii copilașii. Au energie mult. Vă distrați alături de ei? Da. Deci te aștept să fie un sfârșit de lună plin, la fel ca și în luna ianuarie. Da, ce să zic, Sergiu, continui să faci, să organizezi evenimente fiecare lună. Pe noi ne bucură pentru că lumea face sport, lumea se apleacă spre sport în Constanța. Și știu că nu te oprești aici cu tot ceea ce organizezi și surprizele. Îmi spuneai înainte să intrăm în direct ceva de luna martie, dar o să te las puțin să spui dacă poți să ne dai detalii sau nu, sau să ne spui așa puțin câteva chestii. Sigur. Va fi un eveniment special în luna martie. Deocamdată nu vreau să ofer prea multe informații și detalii, vreau să țin în suspans oamenii. Însă, pentru prima dată în Constanța, vom sărbători Ziua Mondială a Tenisului, la Break Tennis Club. Și voi reveni cu siguranță și ne vom întâlni din nou ca să spunem mai multe detalii. Da, noi te așteptăm aici ca să vorbim despre evenimentul pe care îl organizezi în martie. Presupun că va fi un eveniment așa festiv și mai complex, da, având în vedere că mai mulți invitați. Ziua Tenisului. Exact. Cam atât pentru astăzi, Sergiu, mulțumim că ai venit aici din nou la Focus Press ca să ne vorbești despre tot ceea ce organizezi și te așteptăm să ne dai feedback-urile după aceste turnee pe cele închei. Mulțumesc, cu siguranță mă voi întoarce și discuta. Mersi! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor noastre, pentru atenție și stați cu ochii pe Focus Press!